N-ar fi fost și o fel de zi de Europa dacă n-ar fi fost victoria Uniunii Sovietice în Marele Război pentru apărarea patriei 1941-45. Deci trebuie să începem. Dar nu de la coadă cum începe să voi acum, în ultimul anii. Deci e orzeva Europei, orzeva Moldovei, totul e legat în istorie. Dar copiii, clar lucru, copiii sunt perspectiva fiecărui țări, fiecărui familii, a fiecărui din noi. Deci noi trebuie să avem grijă de copii, să-i educăm. Numai nu o să ne amintim de copii în ziua Europei. Dar atunci când se închid școlile, atunci când nu se ajung grădiniți, atunci când sănătatea copiilor nu este la acel nivel și nu se acordă atenție. Mai multe dumneavoastră cunoașteți că în anul trecut în țara noastră, în Moldova, s-au născut cel mai puțin copii din ultimii, poate chiar și din anii independenți. Vă imaginați? 36.000 copii s-au născut anul trecut. Noi când eram la guvernare, ultimul an 2008-2009, se nășteau de la 90 până la 110.000 de copii. Țara rămâne fără oameni, fără populație. Ia că despre și eu mă gândesc mai mult. Mulțumim frumos! Fii sănătos!